Bună ziua și stimați colegi! La sfârșitul săptămânii trecute, în localitatea Poiana Micului din județul Suceava, Uniunea Polonezilor din România a organizat diferite manifestări la care am participat pentru celebrarea Zilei Drapelului Poloniei, a Zilei Diasporei și a Zilei Constituției, care pentru noi poloneze din România reprezintă o ocazie de bucurie, mândrie și recunoștință. Manifestările au debutat la ora 11:30 cu Sfânta Liturghie în limba polonă, celebrată de Părintele Stanislav Kuharek, vicedecan de Bucovina, împreună cu preoții din decanatul de Bucovina și cu participarea credincioșilor din toate comunitățile poloneze din Bucovina. Imediat după Sfânta Liturghie a fost inaugurată statuia Fecioarei Maria din Fatima, realizată de sculptorul de etnie polonă, Bolek Majerik din Pleșa, deoarece anul acesta, pe 13 mai, are loc primul centenar de la apariția de la Fatima. După manifestări la Casa Polonă din Poiana Micului, elevii școlii gimnaziale Cristina Bohanek au pregătit un program artistic prezentând semnificația fiecărei sărbători în parte, precum și poezii și cântece patriotice. A urmat spectacolul oferit de ansamblurile Mala Poiana și Solonceanca, care au prezentat cântece și dansuri ale muntenilor polonezi din Ceața. La manifestări au participat preoții din decanatul de Bucovina, primarul Comunei Mănăstirea Humorului, Constantin Moldovan, împreună cu o delegație din Muhaj, Polonia, președintele Uniunii Polonezilor din România, Gervasen Longer, dar și președinții filialelor Uniunii Polonezilor din România. Ziua de 2 mai este una cu o însemnătate aparte pentru polonezi, deoarece aceștia sărbătoresc Ziua Drapelului Republicii Polone, o sărbătoare nouă introdusă în anul 2004. De asemenea, pe 2 mai am sărbătorit Ziua Diasporei Poloneze și a polonezilor din străinătate, care este tot o sărbătoare nouă celebrată din anul 2002. Fiind o dovadă a recunoașterii moștenirii multiseculare și a contribuției diasporei poloneze la obținerea independenței de către Polonia, devotamentul și legătura cu sprijinul polonez, precum și ajutorul acordat țării în cele mai grele momente. Sărbătoarea Constituției din 3 mai 1791 este sărbătoarea care amintește de ziua când a fost votată prima Constituție în Europa modernă. Mulțumesc. În Polonia, ea este văzută drept o culminare a tot ceea ce a fost bun și luminat în istoria țării și în cultura polonezilor. Aniversarea zilei de 3 mai este cea mai importantă sărbătoare laică a Poloniei de la recâștigarea independenței 1918. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc, deputat Victoria Longer, Uniunea Polonezilor din România.